găsit, domnule Ciolo, și ne aflăm la Strasburg, în biroul dumneavoastră de aici, de la Parlamentul European. Aș vrea să începem cu câteva teme legate de afacerile europene. În primul rând, cu agricultura, domeniul dumneavoastră de bază, pentru care vă cunoștea lumea aici de mai multă vreme și ca în calitate de comisar european și în mai multe activități pe care le-ați avut aici. Am văzut că aici, în Parlamentul European, s-a votat la un moment dat acele pachet de regulamente pentru fondurile europene din agricultură 2023-2027 și, mă rog, între timp și Consiliul le-a aprobat și acolo era prevăzut ca statele membre să depună la Bruxelles acele planuri strategice naționale. Până acum nici România nu le-a depus, domnul Chesnoiu. Ce efect are această întârziere, să zicem, pentru fermierii români și pentru antreprenorii din această zonă rurală? Da, legislația europeană pe baza cărora se distribuie fondurile din politica agricolă comună e deja adoptată, dar era deja previzibilă. Mă rog, adoptarea a fost la sfârșitul anului trecut, însă deja din vară se știa că acele planuri naționale strategice trebuiesc pregătite și depuse la Comisia Europeană până la 1 ianuarie anul acesta, în așa fel încât statele membre să aibă timp așezat să negocieze cu Comisia Europeană planurile. Cu cât se întârzie mai mult depunerea planului, cu atât timpul de negociere e mai scurt. Mai sunt 4 state membre care n-au depus planurile, dintre care 2 sunt state federale. Deci unde planurile se discută și se elaborează la nivel de regiune sau de landuri, că e Germania și Belgia, și apoi se integrează la nivel de stat federal. Deci ăsta e motivul pentru care s-a întârziat, nu cum e cazul în România, unde s-a schimbat ministrul și nou ministru s-a gândit să arunce la coș ce au pregătit partenerilor de guvernare, că PNL-ul sunt partenerilor de guvernare, deci n-au încredere în ce au pregătit ei și au luat-o de la capăt. Acum, și eu îmi doresc să fie un plan cât mai bine elaborat, să fie făcut în parteneriat cu agricultorii, cu fermierii, cu cei din mediul rural direct vizați, dar treaba asta se putea face deja. Pentru asta nu-i nevoie să iei lucrurile de la zero. Deci, ce înseamnă întârzierea? Asta înseamnă că fermierii de rând, nu șefii care se duc la minister la fiecare 2 săptămâni, fermierii de rând vor ști mult mai târziu care e cadrul legislativ național de utilizare a acestor fonduri, vor ști mai târziu care sunt procedurile și vor avea mai puțin timp la dispoziție să se pregătească, să-și depună cererile de plată, pentru că acolo timpul nu iartă. Cererile de plată vor trebui depuse pe noile proceduri de la sfârșitul anului ăsta, la începutul anului viitor, pentru ca plățile să poată să curgă. Deci e vorba în primul rând de timp mai scurt pentru fermier ca să știe la ce se aștepte și mai puțin timp pentru Guvernul României care va trebui să negocieze planul cu Comisia Europeană. Deci urmează, după ce România îl va depune, în cele din urmă o să-l depună, urmează negocieri iarăși, iar discuții pe marginea planului? Păi urmează negocieri între Comisie și România, cu Comisia care va solicita anumite modificări și România va avea mai puțin timp să convingă dacă vrea să mențină anumite lucruri sau ce anume să modifice, pentru că apoi și Comisia Europeană are nevoie de 6 luni procedură internă aici la nivel european de aprobare a acestor planuri și evident cum celelalte state membre le-au depus, România va rămâne mai la urmă. Dar, nu știu, acești bani europeni când vor intra în România? Când sunt prevăzuți să fie absorbiți din 2023 sau? Păi, evident, evident. De anul viitor încolo, acum banii curg, și anul ăsta s-au făcut plăți, dar pe noile modalități, pentru că legislația asta pe care tocmai am adoptat-o la sfârșitul anului trecut, vine cu noi oportunități. Statele membre, deci inclusiv România, poate să stabilească anumite priorități și să finanțeze anumite scheme de sprijin pentru sectoare sensibile sau sectoare pe care vrea să le scoată în față și asta se va întâmpla începând cu anul viitor, pe noua legislație. Da. Eu acolo o prevedere în aceste regulamente europene. Una dintre ele spune așa, cel puțin 35% din bugetul pentru dezvoltare rurală și cel puțin 25% din plățile directe la hectar
vor fi dedicate măsurilor de protecție a mediului și a climei. Aceasta înseamnă practic ce pentru antreprenori și pentru fermierii români? Vor fi obligați să facă investiții mai degrabă în... Eu cred că fermierii nu mai trebuie să vadă lucrurile astea ca o obligație, doar ca o obligație. Cu cât ei integrează mai mult practicile astea de mediu în tehnologiile lor, cu atât vor avea de câștigat și din punct de vedere a imaginii produselor lor, produselor pe care le vând, cei care fac produse finite sau, mă rog, semi-procesate, fie din perspectiva asta a accesului la investiții și la fonduri, care să le permită inclusiv, de exemplu, să-și mențină sau să-și crească fertilitatea solului. Să planteze perdele forestiere, care în zona de câmpie contează foarte mult, pentru că menține umiditatea în sol, reduce eroziunea solului și toate astea au efecte și economice. Integrarea asta a măsurilor de mediu în practicile agricole e pe masă deja de când eram eu comisar pe agricultură. Și atunci știu că erau fermieri care opuneau rezistență la măsurile astea și spuneau că sunt doar norme și complicații care vin în plus. Și am spus de atunci că ăsta va fi trendul. Societatea, cetățenii, consumatorii, contribuabilii vor să se asigure că practicile agricole, dincolo de faptul că produc hrană, și ăsta e principalul obiectiv a agriculturii, dincolo de asta, că folosesc resursele naturale, solul, apa, biodiversitatea, le folosesc în mod durabil, fără să le polueze și să permită utilizarea lor și peste 20, 30, 50 de ani generațiilor viitoare. Ei, acum sunt și mai precise măsuri în politica agricolă comună care să îndrepte agricultorii în direcția asta și eu m-aș bucura să văd că după consultările astea pe care le face domnul Chesnoiu, care vrea să fie atât de democrat și de deschis, să văd că vine și cu măsuri de asistență tehnică pentru fermieri, nu doar cei mari și cei mici, ca să se poată alinia la măsurile astea și se poată beneficia de ele și se poată beneficia de acele fonduri care trebuiesc dedicate unor astfel de măsuri. Pentru că dacă nu vor fi pregătiți, banii riscă să nu fie cheltuiți. Fermierii, domnule Ciurel, mai au și problema aceasta mare cu scumpirea energiei. S-au scumpit gazele și atunci automat și îngrășămintele pentru agricultură s-au scumpit, toate acele substanțe folosite de fermieri. Mai rău. Nu doar că se scumpesc îngrășămintele, dar dispar de pe piață producători de îngrășăminte. Și e cazul Azo Mureș, sunt și alte companii în Europa care închid pentru că nivelul prețului gazului a ajuns atât de sus încât nu-și mai pun problema că vor rezista chiar dacă dublează sau triplează prețul, pentru că crește foarte mult prețul, nu o să poți să vinzi produsul respectiv, că nu o să aibă cine să ți-l cumpere. Și iată, fermierii tocmai ies dintr-o criză, criza pandemică, care i-a afectat pe mulți dintre ei. Unii dintre ei au vândut, dacă au produs, au vândut relativ bine. Alții au fost afectați pentru că nu au putut să-și vândă produsele așa ca într-un an normal. Și acum fac față celelalte crize. Criza asta energie care îi afectează nu doar din perspectiva îngrășămintelor, dar și toate costurile de producție care țin de consum de energie, de carburant, de energie electrică. Gândiți-vă la cei care încălzesc sere, solarii și care folosesc tot energie. Toate costurile astea cresc și aici, evident, am spus-o deja în ultimele săptămâni de mai multe ori, guvernul, din păcate, e într-o situație de eșec. Au promis în toamna anului trecut că vor face această mare coaliție și că vor pune inteligența PSD și PNL la oaltă și că vor găsi soluții. Și vedem că după câteva luni de zile au creat mai mult bulibășală, au zăpăcit oamenii de cap care nu mai știu acum ce să înțeleagă, nu văd facturile, prețurile de facturi să scadă. Noi am propus că de atunci USR măsuri foarte concrete, scăderea TVA la energie, eliminarea cel puțin temporar a taxelor pe certificatul verde care se regăsește pe factura de curent. Deci sunt niște măsuri concrete și
văd că deja de câteva zile, de o săptămână, discută în sfârșit și de măsurile astea, dacă le-ar fi aplicat din toamnă, altfel stăteam acum, inclusiv pentru agricultură. La nivel european se pot lua anumite măsuri? Se vorbea despre negocieri de la Comisia Europeană, dar... Nu există, n-ai ce să negociezi. Comisia Europeană a negociat prețul la vaccinuri când a fost cazul, pentru că se produceau la nivel european. Aici nu prea ai ce să negociezi, că fiecare se aprovizionează cu energie din producția internă, fiecare are strategia lui, importă energie, dar pe baza unor contracte care au fost semnate deja în trecut. Aici Comisia Europeană nu are atribuții, asta ține de strategia și de organizarea fiecărui stat membru în parte. Dar ați vedeți că este și atitudinea asta a Rusiei agresivă, Rusia fiind poate principalul furnizor de gaze pentru Europa. Sigur, asta e un factor, factor în plus și Rusia, să fim clar, profită în momentul de față și de criza energetică, la care parțial a contribuit prin felul cum a abordat politica de respectare a contractelor și de distribuire a gazului în Europa, se folosește de asta, a căutat să se folosească de asta și ca să creeze disensiuni între statele membre din Uniunea Europeană. Din fericire, de data asta n-a reușit, pentru că statele membre au fost unite și foarte clare vis-a-vis de felul în care Rusia a abordat lucrurile în relația cu Ucraina, de agresiunea cu care s-a adresat Ucrainei și suveranității unui stat independent. Aici statele membre au fost unite și inclusiv pe partea de coordonare privind securizarea flancului estic, nord-estic și sud-estic, ca să facem față unei potențiale agresiuni din partea Rusiei, agresiuni militare vorbesc, care eu sper în continuare să fie evitată, dar felul cum au acționat statele membre de data asta, cred că a fost unul bine coordonat. Deci sunteți optimist, așa? Cu Rusia lui Putin nu pot să fii niciodată super optimist, pentru că ne putem aștepta la surprize. Eu vorbesc de felul în care Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene și statele membre NATO s-au coordonat până acum. De faptul că în ciuda comportamentului lui Putin, care e clar că se joacă cu statele occidentale și cu statele europene și urmărește oricum să-și atingă niște obiective, chiar dacă nu va ajunge în final la o agresiune militară, dar dincolo de asta a existat de data asta o coordonare, chiar dacă interesele economice în raport cu Rusia sunt diferite de la un stat membru la altul, inclusiv în Uniunea Europeană. Dumneavoastră sunteți cunoscut pentru o relație strânsă cu președintele Macron, președintele Franței. Cum vedeți acea vizită pe care a făcut-o dânsul la Moscova? Discuțiile acestea au avut efect? Acum, nu sunt doar eu într-o relație strânsă, văd că și România e într-o relație strânsă. Relațiile cu Franța au evoluat în ultima perioadă și în ultimele luni am văzut o Franță mai prezentă, inclusiv în a răspunde intereselor României, decât a făcut-o în trecut, când a fost mai la distanță de Germania, de exemplu. De data asta a făcut Franța un pas în față și mă bucur că a făcut lucrul acesta. Negocierile cu Putin le-a portat nu doar președintele Macron, a văzut că și premierul Scholz, premierul cancelarul Germaniei, face o vizită la Moscova, care s-a coordonat și cu președintele Macron și cu un altul reprezentant pentru politică externă la nivelul Uniunii Europene, care, întreagăt fie spus, are în continuare poziție destul de slăbită câte vreme statele membre caută fiecare să-și rezolve problemele și individual. Dar a existat coordonarea asta, inclusiv cu Statele Unite, cu conducerea NATO și lucrul ăsta e de salutat. Dar pe noi ne ajută să intrăm și noi în spațiu Schengen odată, domnule Cioloș, pentru că Franța s-a opus la un moment dat. Iar acum vedem cu președintele Macron, care are alegeri anul acesta, alegeri foarte dificile. La ce să ne așteptăm? Declarațiile, ultimele declarații nu au fost chiar foarte convingătoare. Mă rog, s-au făcut niște progrese. Deci dacă ne ajută să intrăm în spațiu Schengen, eu cred că e suficient să-i întrebați pe transportatori, pe cei care trec frontiera dintre România și Ungaria, de exemplu,
de câteva ori pe săptămână sau pe lună, pe românii din diasporă și sunt multe alte categorii care vă vor spune foarte concret de ce e important să fim în spațiu și de ce era important să fim deja. Dacă domnul Macron ne ajută, asta zic, dacă Franța o să ne ajute, pentru că e intențiv. Deci haideți să o clarificăm. Eu nu sunt purtător de cuvânt al lui Emmanuel Macron, că mă întrebați de Emmanuel Macron. Nu, dar... Aici s-au opus, au fost trei state membre care s-au opus deja de ani de zile, pentru că au considerat că mai sunt încă lucruri de rezolvat cu justiția din România, câte vreme aveam încă mecanismul de cooperare și verificare. Și au fost Franța, Olanda și Germania. Da. Astea sunt cele trei state membre care s-au opus până acum. Ei, eu mă bucur să văd că cel puțin Olanda și Franța nu mai par să pună frâne aderării României la spațiul Schengen. Eu am auzit și pe ministrul de externe francez în Parlamentul României spunând lucrurile astea. Știu că noua majoritate, noua coaliție din Olanda nu mai are în programul de guvernare un veto pentru intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen, așa cum avea guvernarea precedentă. Și aici am avut ocazia și eu să discut și cu Marc Rutte și cu Emmanuel Macron. Sunt colegii dumneavoastră, deci, sunt familie politică. Da. Da. Deci, da, eu cred că România e mai bine plasată de data asta să adere la spațiul Schengen. Cred că șansele erau clar mult mai mari dacă reușeam să rezolvăm problema MCV-ului și să mă duc mai în spate, dacă reușeam să rezolvăm deja problema desfințării secției speciale, care e pe agenda publică nu doar din țară, ci și europeană, încă de anul trecut. Avem o decizie a Curții Europene de Justiție care n-a fost respectată de guvernul României. Știți eforturile pe care le-a făcut USR pentru asta și multă lume se întreba de ce. Păi de asta, ca să putem trece la frontieră mai ușor în spațiul Schengen, trebuia să desfințăm secția specială, dacă vreți o legătură un pic așa pe scurtătură. Deci, nu știu, cum vedeți, dacă ați apucat să vă uitați pe discuțiile actuale privind desfințarea secției speciale pe care le poartă domnul Predoiu sau, nu știu, pe proiectul de lege sau... Acolo sunt două elemente. Unul e desfințarea secției speciale și doi, reînființarea secției speciale. Deci, ne cam învârtim în cerc. Dar o să vedem ce părere au și ceilalți. Părerea noastră a USR-ul știți deja, am explicat-o cu argumente. Ăsta e și motivul pentru care colegii noștri din Consiliul Europei au folosit pârghiile de acolo ca să cerem o opinie și Comisiei de la Veneția, oricum și Comisia Europeană va cere o opinie Comisiei de la Veneția pe proiectul acesta legislativ pe care l-a prezentat domnul ministru Predoiu și pe care coaliția vrea să-l adopte. Domnule Cioloș, precedenta dată când v-am intervievat aici la Strasburg, dumneavoastră ați președintele grupului Renew Europe, al treilea grup din Parlamentul European. Era practic o premieră pentru România să aibă un reprezentant în conferința președinților, poziție importantă și cu greutate aici. Dumneavoastră ați demisionat ca să, pentru că așa ați promis campania internă din USR Plus la vremea respectivă, că dacă veți fi ales președinte o să veniți la București și nu o să mai puteți să vă ocupați. Absolut, am spus, eu rămân președinte oriunde ar fi, atâta vreme cât pot să fac treaba. Dacă eram ales președintele partidului USR, clar că nu mai aveam cum să-mi fac treaba și de președinte al grupului și de asta am plecat. Am plecat la partid, unde am căutat să-mi fac treaba și în momentul în care am constatat că nu pot să-mi fac treaba corect, așa cum am promis în campanie, eu n-am cum să mă uit în ochii colegilor din partid și să le spun că rămân în continuare președinte, știind că n-am pârghiile statutar să pot să pun în aplicare discuțiile pe care le-am avut în campanie și că, în plus, majoritatea din Biroul Național nu mă susține pentru aplicarea măsurilor respective. Și atunci, mi se pare corect, dacă vrem ca oamenii să mai aibă încredere în politică, în politicieni și în cuvântul politicienilor, mi se pare corect să fiu clar, să fiu transparent și să fiu cinstit și onest. Și de asta am și propus în Biroul Național și am propus colegilor din partid acel program al președintului, pornind de la angajamentele pe care le-am luat în campanie. Le-am explicat, le-am prezentat în Biroul Național, am cerut un vot pentru ele, chiar dacă, sigur, pentru punerea lor în aplicare în detaliu,
Oricum, decizia era la Biroul Național, toate acele măsuri, inclusiv cele pe care le-au contestat unii din colegi din birou, că nu sunt bune pentru că le interpreta într-un fel sau altul, implementarea lor, oricum Biroul Național o decidea și dacă ei ar fi aprobat acel program, și am explicat lucrurile astea, dar atâta vreme cât acel program a fost respins, e clar că eu rămâneam acolo doar așa, că să dau bine și ca să mai țin motivați niște colegi. Dar eu, personal, ar fi trebuit să-mi asum peste 6 luni, peste un an, că n-am putut să pun în aplicare un program de reforme pentru că nu aveam susținerea lor, pentru că majoritatea din Biroul Național a considerat să o aplice în felul în care a aplicat până acum. Și de asta mi-am prezentat demisia. Dar când ați câștigat alegerile, nu știați că nu o să aveți majoritatea? Nu, fără de nu. Nu știam, n-aveam să știu, pentru că congresul a avut loc după alegerea președintelui partidului și congresul a ales membrii Biroului Național. N-aveam de unde să știu nici care va fi rezultatul votului de la congres, nici care va fi comportamentul colegilor, pentru că chiar dacă sunt aleși pe liste diferite, te mai înțelegi, te mai pui de acord. Eu aici în Parlament, noi suntem 7 grupuri politice, dintre care 3 negociem sistematic o majoritate care să susțină deciziile din Parlament. Și chiar dacă avem orientări diferite, pe subiecte importante, nu s-a întâmplat, cred, aproape niciodată ca un grup să blocheze complet. Am negociat până când ne-am înțeles. Ei, ați văzut că au fost câteva puncte acolo care sunt importante pentru organizarea internă a partidului, ca eu să spun că USR poate să fie din nou un partid deschis către susținători, către cei pentru care noi facem politici, sau că, eu știu, avem un secretariat general al partidului care lucrează pentru tot partidul, pentru toată conducerea partidului, nu doar pentru o parte. Lucrurile nu le puteam spune atâta vreme cât... Dar dumneavoastră aici, în Parlamentul European, este cunoscut faptul că aici se negociază foarte mult. E arta compromisului este dusă la, să zic așa, la extrem aici în Parlamentul European. Sunt multe grupuri politice și multe țări, deci sigur, sunt negocieri pe orizontală și pe verticală, foarte multe interese care trebuie armonizate. Și dumneavoastră ați negociat aici în Parlamentul European și ca șef de grup europarlamentar, al treilea grup, dar nu ați reușit să negociați în cadrul partidului propriu la București? Pentru că nu aveai ce să negociezi atâta vreme cât colegii care aveau majoritatea erau foarte clari. E așa cum zicem noi că avem majoritatea, dacă nu, noi votăm împotriva. Deci când ai genul ăsta pe subiecte interne, încă o dată, pentru că pe subiectele externe de poziționare politică a partidului, acolo am reușit să ne coordonăm inclusiv în perioada de criză politică. Dar în intern, vă dau un exemplu. Am avut alegeri în diasporă, am avut câteva zeci, dacă nu peste 100 de sesizări vis-a-vis de felul cum s-au derulat alegerile. Mie mi se părea normal și mi se pare în continuare normal ca cei membri care au făcut acele sesizări să primească un răspuns. Să se verifice dacă plângerile lor se confirmă sau nu. Am avut un blocaj din partea Biroului Național în a face acele verificări care au venit inclusiv pe numele meu. Da, în sfârșit, avem acum o nouă conducere, au majoritate, eu sper să arate că lucrează pentru tot partidul, pentru că dacă nu, vor rămâne doar cu o parte din partid. Adică vor rămâne doar cu USR și nu? Adică nu, pentru că nu e vorba aici doar de Plus și USR. Aici chiar mă surprinde că presa continuă să mă așeze pe Plus și USR și că nu se uită mai atent ce se întâmplă în partid, dacă chiar sunt interesați de subiectul ăsta. Eu n-am fost votat doar de foști membri Plus când am fost ales președinte. Dintre cei care pleacă din partid nu sunt doar din fostul Plus. Dar ați văzut că e hemoragia asta din partid. Au plecat 400, au mai venit 200, dar e clar că lumea cam pleacă din USR. Nu știu, ce e de făcut ca să se oprească această hemoragie? Eu am spus ce cred că era de făcut. Am pus în acel program care a fost respins. Acum, noua conducere, sper să vină cu un program care să convingă. Pentru că, cum v-am spus, dacă nu va convinge, vom pierde cu toții.
credeți că, nu știu, tabăra, să zicem așa, nu cred, domnului... nu cred nimic, aștept să văd. Da. Deci nu, dar mă gândesc, tabăra domnului Barna, să zicem așa, a vechiului USR și a dorit ca dumneavoastră să demisionați? De ce credeți că au respins așa de... Nu, nu intru în speculații și nu comentez, eu v-am vorbit despre fapte și despre evidențe. Nu intru în speculații. Ați văzut că domnul Drulă, președintele interimar, a anunțat congres pentru iulie sau în toamnă, nu în octombrie, parcă a spus. Dumneavoastră ce credeți când ar trebui să fie... Da, i-am spus-o atunci când mi-am prezentat programul. Dacă vă uitați în program, o să vedeți că am făcut acolo o propunere, un congres care, din punctul meu de vedere, ar trebui organizat imediat ce lucrul ăsta e posibil. Deci cât mai repede, cu atât mai bine. Repede, cu atât pe cine susțineți așa, nu știu, un congres, în tabele care se formează? Nu vorbim despre asta acum. Până să vorbim, aici nu e vorba doar de o persoană, e vorba de un proces în partidul ăsta. Nu e suficient să înlocuiești o persoană cu alta și să spui că cu asta ai rezolvat probleme. Problemele sunt altele și le-am pus pe masă atunci când am prezentat programul. Da, dar ați spus că vreți cât mai repede congres, dar totuși spuneți că nu vreți să... Ce anume? Spuneți totuși că nu e cazul să vorbim acum despre... despre spun că am pus că congresul, obiectivul congresului nu trebuie să fie, principalul obiectiv nu trebuie să fie alegerea președintelui. Da. Președintele e votat de toți membrii. Congresul doar simplu validează sau invalidează președintele. Congresul trebuie organizat ca să modificăm statutul. Da. Și trebuie să modificăm statutul în așa fel încât să rezolvăm anumite probleme care creează tensiune acum în partid. Și am prezentat o parte din ele în programul pe care l-am văzut. Deci, încă o dată, repet, obiectivul principal al acestui congres și motivul pentru care el, din punctul meu de vedere, trebuie organizat cât mai repede, nu e alegerea președintelui, ci modificarea statutului. Păi tot la acest blocaj se va ajunge, să zicem, nu? Pentru că nu... Adică un congres nu rezolvă situația de fapt care este o să zicem, o contradicție între două tabere din partid, nu? Nu e vorba doar de două tabere. Uitați-vă mai atent în partid și discutăm după aia, dacă vreți. Deci credeți că sunt numai anumite persoane, anumiți lideri de acolo, dar oamenii din spatele lor spuneți că... Nu e vorba de membri. Eu nu spun de lideri. Eu n-am vorbit de lideri. Eu am vorbit de reacțiile membrilor și de solicitările lor. V-am dat câteva exemple.